fazendo minhas crudicas, salut! Astăzi vom face un challenge cu sucuri. Care ne-a pregătit Cristina. Da. Noi nu știm ce fel de sucuri, dar ea ne va ajuta să le degustăm și să ghicim ce fel de sucuri sunt în paharele, da? Așa, ea ne le-a dat, o să ne le dăm în mână ca să nu le vărsăm. Și musca îi place sucul. Cum a ajuns ei aici? Nu știu. Fugi! Pentru noi challenge, nu pentru tine. Da. Noi vom lega ochișorii. Hai. Niște. Batiste. Și vom începe degustația. Să începem! Noi suntem gata, am legat ochișorii. Vedem nasica ce? Întunericul. Suntem pregătiți, înseamnă că Cristina ne dă primul paharel. Cine începe primul? Mama. Eu ca întotdeauna? Nu, facem fântânița. Facem fântânița, hai să începem. Fântânița. Mama. Iar și eu, hai bine începem. Îmi dai paharelul în mână, să-l vărs. Cam știu ce e asta. Năstica, gustă tu. Ține bine. La două, trei, o să spunem fiecare gust. Ce gust, Năstica, te gândești? Sunteți gata? Da. Unu, doi, trei. Sveclă. Sveclă, și eu m-am gândit că e sveclă. E gustoasă, e dulce, dar nu știu cum așa, e prea puternică. Da. 11, acum vă spun dacă ați ghicit. Corect, sfecla. Mai departe. Nu e cam gustos, dar este folositor pentru organism. Anastasia. Pentru sănătate. Anastasia, tu prima, întinde mânuța. Anastasia, nu spunem, dă mie. Întinde mâna. Unde ești? Gata? Stai, nici n-am înțeles. Nici eu n-am înțeles. Gustă? Ceva cunosc? Un gust așa plăcut? Gata. Care ți-a adus aminte, da? Anastasia, ce-i? 1, 2, 3. Castraveți. Morcov. De ce morcov? E morcov. Am ghicit! Ura! 1, 2, 1, am ghicit ambele prima dată, acum am ghicit numai eu. Năstica, nu știi morcovul cum se simte la gust? Mama. Ops. El are spumă. Gustos? Mi se pare că știu. 1, 2, 3. Mere. Măr, corect. E gustos, acrișor? Corect. Anastasia. Bravo, Anastasia, am ghicit. Anastasia. Cu ochișor închiși. Dacă îmi bei sucul după alt suc. Dă-i lui mama. Schimbă gustul. Unde ești? Unde? Gata, i-am dat eu. Be! Mai be decât o gură. Nu. 1, 2, 3. Cartofa. Corect. E bună, așa e gustoasă. Corect. Mama? Dacă nu ești de dea, pulec. După așa gust, alt gust nu poți să găsești. Încercăm. După gustul de cartofă, după sucul de cartofă,
Foarte greu. După cum parcă îmi pare că știu. Gata? Da. 1, 2, 3. Abricot. Zarzăr? Da. El așa e de gros la consistență. Zarzăr. Da, zarzăr. Corect? Corect. Bravo, Năstiușa! Bravo! Am ghicit. Acum cine? Anastasia. E foarte interesant, cu ochii închiși simți gusturile. Când vezi e una, dar când guști, cu ochii închiși e cu totul altceva. E bun, neamă. Gustos, ți-a plăcut, da? Da. Mie nu-mi place. Fu! 1, 2, 3. Castraveti! Nu-i gustos sucul din castraveti. Ți-a plăcut, Năstica? Da. Corect. Am ghicit! Când mai este sucul de cartofi înăuntru, nu știu cum, își bate mirosul gustul. Bun? Bun? Mie îmi place sucul ăsta. Îl iubesc. Îți place, Anastasia? Da. Așa ne place, dar când... Din borcan nu-ți place? De ce? Nu chiar e bun. 1, 2, 3. Roșie! Bravo! Da, sucul din roșie n-al poți să-l greșești. Da. Gustos, e gustos. Așa, Anastica? Da. Fulstor? Da, Anastica. Ce gusturi Cristina ne-a pregătit, tu ți închid. Unde ești? Iată. Nu ți-a plăcut? Nu, mie nu. Miroasa păpușoi, înseamnă că este? 1, 2, 3. Păpuș, zama de păpușoi. Da, zama de la păpușoi fierți. Corect. Nu-i gustoasă zama, dar eu știu că e tot e folositare pentru ceva, pentru organism. Acum eu? Năstica Dămnuța? Mi se pare că Năstica o să-l ghicească. Este plăcut. Gustos, așa? 1, 2, 3. Piersic, corect. El așa e de gustos, da. Mirositor în gură. Corect. Ura, am ghicit, Năstica! Următorul? Anastasia. Este Anastasia. Ține. Anastasia, mânuțele. Atent. Nu ne mirești, așa că e greu când cu ochii închiși. Da, închipuiți copilașii care nu văd sau persoane. Ce de strașnic. Trebuie să fim mulțumiți că avem ochișori. Bun! Eu? Da, mi-e ням-ням. Și bun, așa e? Eu nu înțeleg asta ce-i. Eu înțeleg. Gata? Da. Unu, doi, trei. Lapte. Eu cafea am simțit-o. Ce-i lapte sau cafea? Lapte. Lapte cu cafea? Da. Cu lapte? Da. Sau lapte cu cafea? O, Doamne! Și? Dar așa nu știu cum nu-i plăcut de dată așa. Spunem că a ghicit amândoi, deoarece Nastia a spus lapte, mama cafea cu lapte. Dar este și lapte și cafea cu lapte. Împreună! Următorul? Mama. Așa e. Gata? Năstica, tu știi ce e asta? Ai ghicit? Să închipi măcar ce poate fi asta. 1, 2, 3. Nu știu. Sfiecla. Sfiecla, corect. Are așa un gust dulciu și... A fost începutui. Nu prea plăcut. Care începutui. Un pic v-am amăgit. Da? Da. Eu mă gândesc parcă a fost gustul ăsta. Ah, Cristina! Anastasia, bravo!
Anastasia a fost bravă. Ea s-a gândit că a mai fost asta. Pur și simplu eu stau cu gândul. Ea ghicea asta. Tu ai ghicit? Da. Unu, doi, trei. Zmeură. Tu corect. Știi, zmeura e mai gustoasă când o mănânci întreagă decât sucul. Da. Nu știu de ce, e gustoasă, dar de ce e ușor sucul. Mama. Sucul. Cine dă? La cine? Asta nu e gustos. Năstica. Și poate să mai fie și așa gust. Știți? Nu e gustos deloc. Ce e năstica? Unu. Doi, trei, amândouă. Bostanel. Eu nu-mi închipui și fel de bostanel. Anastasia. Mai bun. Anastasia, întinde mânuțele. E corect? Corect. Ura, am ghicit, Nastiușa. Nu miroase, gustă. Îmi dai mie? Da. Unde ești? Nu te văd. Fu, asta mai fort. 1, 2, 3. Fu, cartofa. Mama. Fu, nu-i gustoasă. Ultima. Ultima. Fu, chiar nu-i gustoasă. Special să-ți bată gustul. Ți închipi, Năstica? Da. Asta și încă. Așa e bună? Bun. N-aș spune că e gustos. E tot, n-aș spune. N-aș bea așa suc, dar nici la copil n-aș da. Unu, doi, trei. Bostanel. Bostanel. Corect. Slavă. Bostanel verde. Încă și verde, dar tu știi că diferă bostanel cea la coista. Da? Da. Ok, puteți scoateți. Ce culori diferite, ce culori frumoase. Nu ți place așa? Mi-a plăcut numai, dar... Ce mai tare ți-a plăcut? Care suc mai tare ți-a plăcut? Din zmeură și roșii, da? Da, dar din piersic tot e gustos. Piersic două. Acela e morcov. Morcov? Da? Da. Dar ăsta-i? Piersic. Piersic? Da. Măr. Aha, lapte! Și dulce, șacru, șamărâu, dar cartofa îndeoptea așa un gust. A fost interesant pentru noi. Da. Și dacă v-a plăcut, puneți like. Dacă vă place să mai facem challenge-uri, scrieți în comentariu.